Finanțarea electorală ilegală poate fi descurajată. Declarația a fost făcută de către șefa Procuratorului Anticorupție, Veronica Dragalin, în cadrul emisiunii În Context. Aceasta spune că în ultima perioadă, tot mai mulți bani ilegali care au intrat în Republica Moldova au fost ridicați. Faptul că noi, de exemplu, am reușit, vorbesc când spun noi, procuratura, poliția, toți împreună cu un efort comun, am reușit să ridicăm peste $1 milion de la aeroportul Chișinău, care, din punctul nostru de vedere, există bănuieli rezonabile că acestea sunt finanțări ilegale sau contrabandă, mai bine zis. Deci, din punct de vedere, bani introduși în țară peste limita care ne se permite. Veronica Dragalin a declarat că instituția se confruntă cu dificultăți din lipsa unui spațiu nou. Ministerul Justiției a identificat un spațiu, iar șefa de la Anticorupție spune că au nevoie de doar 48 de ore pentru a trece la casă nouă. Noi, Procuratura Anticorupție, ne confruntăm cu careva lacune sau dificultăți la moment din lipsa unui sediu, unde suficient spațiu să putem angaja toate persoanele care conform legii avem dreptul să angajăm, din punct de vedere ofițer de urmărire penală, ofițer de investigație, specialiști, contabili. Șefa Procuraturii Anticorupție spune că în ultimele luni lucrurile se mișcă spre bine. Acest lucru se datorează faptului că 9 judecători de la Judecătoria Buiucane au fost specializați, iar în acest sens toate dosarele trimise de Procuratura Anticorupție merg la acești judecători.